Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu credeam că noi începem cu ce ne place nouă românilor, cu știrea că au murit caprele vecinilor de la autoritatea aeronautică. Ce s-a întâmplat? Dom'le, au renunțat în urma scandalului de presă. Așa? Nu le mai au iPhone? Mă simt vinovat. Da. Au renunțat să mai cumpere iPhone d-alea. Deci... Știți că trebuiau, am vorbit ieri. Voiau să cumpere 6 iPhone 15 la autoritatea aeronautică la 2 săptămâni după ce s-au lansat și asta i-a ieșit scandal. Pentru fiecare iPhone 15, ultimul răcnet, de 512 giga, autoritatea urma să plătească 5.700 de lei. Deci o să se audă în continuare sunet de Nokia pe holurile autorității. Da, și de-alea de butoane. Vezi că da. Nu-i rău prețul. Te-ai documentat? Da. M-am uitat și eu. Și-am... Dar stați așa că eu un chichirez că am aflat aseară, în timp ce documentam din nou cazul. E fără TVA sau... Deci, nu, interesant că autoritatea aeronautică a vrut să cumpere, de fapt, iPhone 14. La începutul lunii, pe 5 septembrie, avea o comandă. O comandă de licitație, nu știu ce, cum cumpără ei din bani publici, iPhone 14. Era ultimul model. Și după aia procedura a fost anulată, sub motiv că telefoanele nu erau pe stoc. Și au stat un pic și peste câteva zile s-a lansat. Deci cred că cineva a citit presa zilele alea și s-a prins că... Bă, să lansează, ce sunteți proști, păi vă luați ăsta ca sărmanii. Da, o să mai stați o săptămână, de voi. Două. Da. Și cum facem, șeful? Păi, nu avem pe stoc. Păi dacă nu aveți pe stoc, trebuie să anulăm. Mai stăm un pic, da. S-a anulat frumos toată comanda și au reluat-o cu iPhone 16, 15 și uite, acum au intervenit domne nenorociții ăștia de jurnaliști, le-au stricat. Se bucurau și oamenii. Vorba aia cu pește mic, pește bun. Da. Așa aveau iPhone 14, erau mulțumiți. Nu aveau iPhone 14. Dacă nu anulau comanda. A, luau 14. Așa s-au lăcomit. Păi tu ți-ai luat 14 acum? Presa ce-a făcut? Tu ți-ai luat 14. Eu nu mi-aș lua nimic. Nu? Nu. Ieri, după ce ai verificat, am avut senzația că ești... Îmi doresc. Îmi doresc, tânjesc. Vă dați seama că așa să nu ne mai ascultă. Ia să supărați pe noi. Și familiile. Și mai cât am pierdut. De aia nu suntem noi la guvernare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.